Antidot și antidoate, nu uitați să adăugați codul ANT1R la Supporter Creator pe Item Shop ca să vă primiți antidotul la timp. Fără glume despre codul meu ciudat, mersi! Salutare băbiți, eu sunt Antidot, iar în acest videoclip o să vă arăt cum puteți debloca stagiul cu numărul 3 de la skinul secret din acest sezon, adică prizonierul, și precum puteți observa, am acest skin, adică este la stagiul cu numărul 3, doar că am filmat înainte și programul de filmat nu a filmat, deci am deblocat stagiul cu numărul 3 și na, nu am filmarea, pentru că practic nu a filmat sau s-a șters. Dar stagiul cu numărul 3 s-a deblocat astăzi, pentru că în aceea zi s-a deblocat și week 10, adică săptămâna cu numărul 10, ceea ce înseamnă că în fiecare săptămână putem debloca un stagiu. Dar acum nu știu cum vom putea debloca stagiul cu numărul 4, pentru că asta este ultima săptămână din acest sezon. Este posibil să se mai adauge încă o săptămână, adică week 11, și na, în săptămâna aia să deblocăm stagiul cu numărul 4, sau este posibil ca în următorul sezon să putem debloca stagiul cu numărul 4, doar că sună ciudat, adică o să fie altă poveste în sezonul următor. Momentan este doar o teorie și na, este și o părere personală, dar cred că va apărea week 11 în Fortnite, adică în acest sezon, ca să putem debloca și stagiul cu numărul 4. Precum puteți observa, normal, dacă nu deblocați voi prin aceste misiuni secrete, stagiile acestea nu o să vă apară, adică nu o să aveți stagiile, și pentru a debloca stagiile acestea trebuie să faceți niște misiuni. Normal primiți skin-ul așa și nu este customizabil. Dacă vreți să vedeți cum am deblocat stagiul cu numărul 2 la acest skin, o să vă pun linkul în descriere de la videoclipul respectiv, iar în acest videoclip o să vă arăt cum puteți debloca stagiul cu numărul 3. Vedeți-vă aici că scrie Stage 3. Deci hai să intrăm în joc și să vă arăt cum îl puteți debloca. Pentru a debloca stagiul cu numărul 3 va trebui să veniți la acest munte. Acolo vedeți că este Paradise Palms, aici este pista aia de curse, iar aici în stânga vedeți că este și Retail Row. Dacă ne uităm pe hartă, vedeți aici că ăsta este muntele unde trebuie să veniți și voi. În dreapta este pista de curse, în față este Retail Row, iar în spatele la muntele acesta este Paradise Palms. Deci luați-vă după Paradise Palms și aici aveți acest munte. Sus aici, pe muntele acesta, avem acest foc de tabără pe care, bineînțeles, îl puteți aprinde, adică așa. Iar în momentul în care veți aprinde acest foc de tabără, o să primiți stagiul cu numărul 3. Vorbesc serios. Mie nu mi-arată pentru că l-am deblocat în meciul trecut, dar na, nu mi-a filmat programul de filmat. Dar asta este tot ceea ce trebuie să faceți ca să deblocați stagiul cu numărul 3. Vedeți voi că l-am, adică nu v-aș minți acum. Nu știu sigur dacă puteți debloca stagiul cu numărul 3 doar la acest foc de tabără sau la oricare de pe hartă, dar na, asta funcționează. Deci încă o dată, vedeți-vă aici că acesta este muntele și dacă vreți și coordonatele, este la I, cât e asta? I7, exact aici. Iar după ce aprindeți acel foc de tabără și ieșiți din meci, o să primiți practic stagiul cu numărul 3, adică o să vă apară așa. Acesta este doar un screenshot pe care l-am făcut în momentul în care am primit stagiul cu numărul 3, dar na, așa o să vă apară și vouă. Iar când vă duceți în locker aici, la skinul acesta, prizonierul, și dați la Edit Style, vedeți aici că ați primit și stagiul cu numărul 3. Însă stagiul cu numărul 4, habar n-am cum o să-l deblocăm. Dar uitați, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip. În secțiunea de comentarii îmi puteți pune părerea voastră despre stagiul cu numărul 3, iar tot în secțiunea de comentarii îmi puteți spune dacă credeți că stagiul cu numărul 4 îl vom putea debloca în sezonul următor sau dacă va apărea week 11. Dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul de like. Pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!